Salutare toată lumea și bine ați revenit la un minunat episod din seria noastră de Fortnite Doar că de data asta nu avem un episod obișnuit în care ne jucăm În cazul în care vreți să vedeți acele episoade puteți să intrați pe canalul meu pentru că am postat câteva zilele trecute De data aceasta vreau să vă prezint colecția mea de skinuri. Am făcut un clip de genul acesta acum aproape 5 ani Ziceam pe atunci că s-ar putea să fac unul fiecare an Însă de atunci n-am mai făcut niciunul Așa că foarte mulți dintre voi ați continuat să mă întrebați, Max, când mai arăt skinurile tale? Max, câte skinuri ai în total? Așa că am zis să fac un clip în care vă lămuresc, în care vă arăt acest lucru și în care cumva vă mulțumesc această curiozitate pe care unii dintre voi o aveți. Îmi dau seama că acest clip nu e pentru toată lumea. Acest clip e pentru cei care sunt cu adevărat pasionați de Fortnite, însă probabil numărul de skinuri pe care l-am s-a triplat dacă nu a devenit de 4 sau 5 ori mai mare de la ultimul clip pe care l-am făcut. Într-adevăr, în perioada aia eram foarte obsedat de a cumpăra foarte multe skinuri. Nu prea ratam nici măcar unul. În ultimul timp s-a schimbat puțin situația, le-am cumpărat doar pe cele care mi-au plăcut mie foarte, foarte mult. Însă o să vedeți imediat ce skinuri am. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc de faptul că dacă vă duceți la Item Shop, aici, în dreapta jos, la Support a Creator, puteți să adăugați codul meu, Max și altele. Dacă veți face asta, mă veți susține pe mine uh, și veți susține, desigur, și toată seria de Fortnite. Puteți să apăsați Accept după ce-l adăugați, Max și altele pe Shop, pentru cei mai șumecheri oameni. Uh, glumesc, puteți să susțineți pe cine vreți voi, în cazul în care aveți alți... Uh preferați sau alți creatori pe care voi considerați că ar fi bine să-i susțineți, puteți să-i susțineți pe ei fără să fie vreo problemă. Vă dați seama că nu vă obligă nimeni. În primul rând vreau să vă arăt schimbul ăsta de Champion Kira pe care tocmai l-am cumpărat. Îmi place foarte, foarte mult. E 800 de V-Bucks și mi se pare unul dintre cele mai top skinuri care există în momentul de față. Cel puțin din perspectiva mea. Hai să ne ducem la locker și hai să începem prezentarea. În primul și primul rând, putem să vedem. Avem 372 de skinuri totale pe outfit, ceea ce înseamnă că s-a mărit cu mult numărul. O să trecem foarte rapid prin fiecare. Nu uitați să apsați pe butonul de like dacă vă place acest clip. Iar dacă vreți să fac și un clip cu setările mele normale din Fortnite. Spuneți-mi în comentarii și o să fac la un moment dat. Ok, începem. Avem Fallen Love Ranger. Nu o să vă arăt fiecare detaliu la fiecare skin pentru că fiind 372 de skinuri, aș face un clip probabil de o oră sau mai mult. Dar o să trecem așa rapid prin fiecare. Avem Frozen Love Ranger. Avem Frozen Raven. Astea trei fac parte din pachetul de skinuri Frozen, adică înghețate. Sunt foarte mișto. Frozen Red Knight. Avem skinul de Aim, avem Mandalorian, avem Deadpool, care e un skin care mi îmi place foarte, foarte mult. Avem seria de lavă, Valkyrie, Battlehound și Blaze. Blaze fiind varianta de foc a lui Renegade Raider, unul dintre cele mai OG skin existente în joc. Eu am început să joc în sezonul 3, capitolul 1. Ideea e că n-am cumpărat Battle Pass-ul în sezonul 3, dar am umbrela... Care o primeai atunci când câștigai. O să vedeți imediat despre ce vorbesc. Bun, avem uh, Arc, avem uh, Battlehound, avem Blackheart, avem Calamity, avem Carbid, avem Drift, mama deci Drift în continuare rămâne unul dintre cele mai bune skinuri. sincer, avem Dire, avem Deadfire. Oh, mama, cât de și că și Deadfire. Avem Criterion, avem Crackshot, avem Champ Senior, care e acest rechin șmecher, avem Galaxia. Mamă cât de șmecher e Galaxia, frate, ce iese acolo din ochi. Holy moly, Fusion, un schimb foarte mișto. Avem Frostbite, avem Fade, avem Eternal Knight, avem Enforcer, avem Galaxy Scout. Avem Gear Specialist Maya. Sincer, unele nici nu știu de unde le am. Vreau să-mi ziceți în comentarii care e skinul vostru preferat. Din toate skinurile pe care le am eu sau de ce nu și din skinurile pe care nu le am. Pentru că e posibil să fie multe pe care nu le am și care vă, plac. Ok, avem uh, Glow. Tot așa, un skin care mie îmi place mult Glow. Inclusiv mi îmi place foarte mult. E un skin foarte vechi, dar foarte mișto. Avem uh, Hybrid. Vă dați seama că majoritatea skin au mai multe styluri, dar nu o să trec prin fiecare, că ne-ar apuca efectiv Crăciunul. Avem, uh, oh, stați așa. Torn, care e un skin uh, ce a apărut acum, în acest sezon. Avem Joltara. John Wick. Joey. -am, mă simt efectiv ca la un show de la de televiziune în care prezinți niște chestii, dar nu contează. Inferno, foarte mișto și skinul ăsta. Avem uh, Chimera, care e un fel de extraterestru, foarte interesant. Avem Leviathan, foarte OG skinul ăsta, din sezonul 3 a apărut, capitolul 1. Avem Lux, avem Lynx, avem Magnus, avem Malice. Avem Nezumi Ce mișto e Nezumi, sincer Musha Bun Avem Mizuki Mișto Mizuki Avem Midas Foarte OG Midas, chiar dacă e din capitolul 2 Avem Manas Avem Malik Doamne, dar uitați-vă câte skin sunt Ovilion Omega Omega e, cred că cel mai OG skin pe care l-am avem Omen, de fapt mai am un skin foarte OG, să-l vedeți imediat. Panda Team Leader. Ce mai avem? Paradigm. Avem Power cord, Red Knight. Raz. Foarte mișto Raz. Avem uh, Raven. Revenge. Ragnarok. Mama Ragnarok e din sezonul 5, frate. mi amintesc când l-am deblocat că am jucat cu el în continuu. Avem Predator. Avem uh, Renzo the Destroyer. Ronin. Rose Team Leader. Multe probabil le știți. Probabil vi le-am ratat. Avem Rox, care e un schimb foarte șmecher pe care îl poți modifica în tot felul de moduri. Avem Ruin. Avem Sentinel. Avem Tempest. Avem uh, Spire Assassin Și asta e un skin Jmecher de tot Uitați-vă și voi cum arată Avem uh, Son Goku, Care se transformă Avem Son Gohan Care e animat așa Avem Snap Vremea în care am făcut clipul trecut Nu cred că aveam deloc skinuri animate În ultimul timp au apărut foarte foarte multe Avem The Ageless Doamne cât de jmecher e și skinul ăsta Acum când mă uit la skinurile mele așa pe rând îmi dau seama câte skin-uri mișto am. Avem The Ice King. Avem The Imagined. Avem The Origin sau The Origin. Uh, The Prisoner. Valkyrie. Vă dați seama că probabil pe unele nu o să le pronunț cum trebuie. Deci uh, dacă vreți mă puteți corecta în comentarii ca să-mi dau și eu seama cum se pronunță corect. În cazul în care greșesc. Avem Twin. Avem Thorin. Avem The Visitor, care e din sezonul 4. Avem The Scientist, care e tot așa foarte OG, dar foarte mare skinul ăsta, frate. Valor, care e tot așa foarte OG din sezonul 4, capitolul 1. Velocity, Vendetta, Vertex, Warpaint, Wildcard, Aquaman, care e foarte mișto. Avem Dark Power Chord, Dark Bomber, Zero, Zenith, Wukong, deci ăsta e din sezonul 2 apărut și e foarte șmecher, trebuie să recunosc în continuare arată bine. Avem Batman, Comic Book Outfit, Batman are mai multe versiuni, avem Green Arrow, avem Rebirth Raven, L avem și pe The Dark Knight Batman, ceva... Avem toate skinurile astea Frozen în continuare, Fishstick, Nogops, uh, Polar Pili. Avem The Devourer, care e un skin foarte înfricoșător. Avem uh, Blanca, care e un fel de Hulk, avem Doom Slayer. Avem uh, Gerald of Rivia. Avem Lara Croft. Avem Sakura. Avem Astrojack. Astro Jack și Travis Scott sunt două dintre cele mai OG skin-uri pe care le am sau cele mai rare pe care le am pentru că au apărut acum vreo 4 sau 3 ani iar de atunci n-au mai apărut deloc. Eu cumva în vremea aia am zis că bă, vreau să le iau pe ambele și sincer bine am făcut pentru că acum sunt foarte foarte rare. Uitați-vă cât de mișto e și Astro Jack. Uh, îl avem pe Ninja. Așa Travis l-ați văzut deja l avem pe marshmallow, l avem pe Cable lame care a apărut acum recent, Molten Omen, avem Black Widow outfit, avem Carriage, avem Doctor Doom, avem Doctor Strange, avem Groot, Storm, Spider-Man. Îmi place mult Spider-Man, Spider-Gwen. Prowler. Deci astea skinurile din seria Marvel. Mystic. Am foarte multe skinuri Marvel, puteți să vedeți și voi. Avem Jennifer Walters, Thor, Tony Stark și desigur Wolverine. Foarte mișto toate skinurile astea, trebuie să le recunosc. Perfect Shadow. Avem uh, Ruby Shadow. Avem Shadow Arc. Shadow Scully. Shadow Bird. Sincer, încep să-mi văd skin din ce în ce mai bine făcând clipurile astea. Ashoka Tano, care e din Star Wars. Avem Darth Vader, tot așa din Star Wars. Eight ball vs. Scratch. Un skin foarte interesant. Avem Abstract. Cineva vrea să joace împreună cu mine, din câte văd. Adira. Aftermath. Avem Agent Jones, agentul Jones, avem Agent Pili, această banană îmbrăcată la costum, avem Alpin Ace, Antonia, Banca Jonesy, Brutus, Blitz. Ce mai avem? Blacklight, Beerus, Battlehawk, Bunny Brawler, Bunny Wolf. Deci sunt o grămadă de skin foarte interesante. O să trec așa rapid prin toate pentru că puteți vedea și voi că durează foarte mult. Adică îmi place să fac schinurile prezentarea skinurilor mele. Îmi place să fac genul ăsta de clipuri, dar uh, nu vreau nici să fac clipuri de o oră, că nimeni nu se uită, cred că o oră, să vadă ce skinuri am. Sau poate vă place, cine știe. Hai să vedem, avem Cloud Star, avem Cloud Shadow. Mamă, cât jucam cu Cloud Shadow, mi-am că jucam cu Vasco în perioada aia. Băi, și amândoi jucam cu skinul ăsta în continuu. Avem Charlotte, avem Chaos Origins, Cobalt, Cracabella, Cube Assassin Dante Dante e foarte mișto Tot așa cred că e destul de rar Demi Avem DJ Yonder Avem Ember Avem Dusty Avem Dusk Avem Dreamflower Avem Dogo Avem Dr. Sloan Avem Erisa Care e un skin animat Foarte interesant Uh, Errant, Eternal Voyager, Evi, Fabio, Spikelman, Fable, Galaxy Skin. O să trec, cred că așa foarte rapid prin ele și o să vi le arăt pe cele care îmi sar mie în evidență. În rest, puteți să vă uitați atent să vedeți ce mai am pe aici. Galaxy e foarte OG și tot așa foarte rar. Am Gold Trooper care tot așa e foarte OG. Ginger Gunner, îmi place la nebunie în continuare skinul ăsta. Uh, skin de gumbo, e tot așa foarte amuzant, foarte șmecher pentru că are un cap cu gumă de mestecat. Uh, mamă, schinul ăsta, cred că e primul skin pe care l-am folosit în primul meu episod de Fortnite. Cine își amintește acel lucru, să apese butonul de like. Uh, avem Hesivat, piratul ăsta care la un moment dat devenise foarte rar. Avem Iconic, avem uh, Kakashi din seria de Naruto. Avem Kuno Care în continuare îmi place mult Avem skin-ul ăsta cu Luminos Care e foarte jmecher Lama asta care sincer să fiu E foarte epică Avem skin-ul de Mei Care arată foarte bine Are mai multe styluri. Îl avem pe Naruto Uzumaki de sigur Mai avem și Mary Marauder Mogul Master Varianta America Ce mai avem? Avem Clovny I-am pe amândoi au mai multe styluri, Am Pili Toată lumea cred că are Pili uh, Rick Sanchez l avem pe domnul Rick Din Rick și Morty O avem și pe Sakura Haruno Din Naruto Îl avem și pe Sasuke Sau Sasuke uh, Uchiha, tot așa din Naruto Am luat toată colecția cu Naruto Pentru că îmi place mult de tot desenul Când eram mic am făcut inclusiv colecție De apți cu Naruto Avem School Trooper, care îmi place la nebunie ce mai avem? Skinul ăsta de Sofia e destul de rar, din ce am văzut. Uh, Skinul de Steelside la fel, foarte, foarte rar. E foarte OG. Nu cred că mai poate nimeni să-l obțină în ziua de astăzi. Uh, ce mai am OG? Trailblazer e din sezonul 4. Skinul ăsta cu care încă mai joc. Whiteout, tot așa, din sezonul 5. Poți să-i dai jos și casca dacă vrei. Mamă frate, Zoe. Deci Zoe tot la fel, foarte OG. Skinul de Tectonic Complex. Îl am și varianta simplă pe Complex și îmi place la nebunie. Am skin din Stranger Things, de Mugorgonu, care e foarte scary. Am skinul ăsta de zombie. Care e fotbalist, zombie de fapt. l am pe Fish în toate variantele lui. Ce mai -am? am? Dream. Un skin tot așa care îmi plăcea la nebunie în trecut. Uh, skin skinul ăsta pe care tocmai l-am cumpărat de Champion Kira care îmi place mult, desigur. Skinul ăsta de la FNCS-ul din 2019 sau de la World cup de fapt, din 2019, care nu se mai apare niciodată pe shop. Deci un skin foarte, foarte rar. Skinul ăsta de... Uh, skin skinul care nu ai poți modifica sau nu-i poți modifica style Au, oh, nu, se schimbă în funcție de zi de bannerul pe care l-ai tu. Mă rog, cam astea sunt toate skinurile pe care le am pe outfituri. O să trec acum și prin skinurile de pe Pickaxe și de pe Glider, dar o să vi le arăt doar în mare. Am în total 247 de skinuri pe Pickaxe. Vision e unul care îmi place la nebunie. Puteți să le vedeți în mare pe toate. Am Star Wand-ul. Vreau să știu dacă mai are cineva Star Wand. A, e un pickaxe foarte iubit de comunitatea Fortnite din câte am văzut eu. Am pickaxe ăsta de la Galaxy, care e foarte jumecher. pickaxe de la Skull Trooper, care tot așa e jumecher. Am chitara, care e reactivă, îi se schimbă culorile, îmi place la nebunie. Inclusiv potogol e mișto. Uh, skinul de la Drift, foarte jumecher și ăsta. Am skinurile din seria Marvel, care sunt destul de multe să le vedeți așa în mare pe toate Ok, am serile de icon, inclusiv pickaxe lui Travis Scott Deci uitați-vă cât de frumos arată pickaxe ăsta, frate, cu diamante Deci voi vă dați seama că i-au făcut un pickaxe cu diamante special Că eu nu prea am dau seama Am pickaxe de la Ninja Catanele astea două Am marshmallow care sună de fiecare dată când dai cu el Sincer, e puțin enervant, dar în același timp peste farme cu lui. Avem skinul lui Aquaman pe Pikex, astea două care îs din seria Dark și cam astea sunt pic-urile pe care le am. După, când vine vorba de glidere, am în total 206 glidere. Am umbrela din sezonul 3, capitolul 1, după care am obținut toate umbrelele pentru că am încercat să fac măcar un Victory royal în fiecare sezon. Hai să vedem dacă mai avem vreun glider interesant, o să dau așa o privire prin toate. Băi, sincer, e foarte, foarte mișto Moonlight Glide. practic un fel de lună. Chiar dacă e din capitolul 4, e șumecher. Avem uh, Comet Crasher, care la fel e o cometă. Ce mai avem interesant? Avem uh, gliderele din seria Marvel. Umbrella Marvel. Știți că la un moment dat am avut un sezon întreg dedicat Marvel. Avem gliderul Marshmallow, avem toate astea, uite ăsta de la Travis Scott. Foarte șmecher, sincer nu cred că am jucat niciodată cu el și cred că ar trebui pentru că e destul de tare, trebuie să recunosc. Avem Aerial Acrobat, avem Inflator Roach și da, cam astea sunt pe care le am, inclusiv Dark Glyph care arată destul de șmecher după când vine vorba de -uri. Am 118 în total, puteți să le vedeți pe toate așa rapid În cazul în care aveți vreo curiozitate despre unul anume N-are sens să vă arăt la dansuri și la chestiile astea pentru că sunt o grămadă efectiv Puteți să vedeți și voi un total de 804 emoturi uh, Da, cred că o să dau așa foarte, foarte rapid câte o privire Avem balance board Sincer, sunt atât de multe încât nici nu mai țin evidența lor. Uitați-vă și voi. Da. Avem extrem de multe. În rest, nu știu dacă mai e ceva interesant ce aș putea să vă arăt. Desigur, sunt și rapurile, Dar la fel, nu sunt neapărat atât de interesante. Am în total... 195 de rapuri, ok, aparent au apărut o grămadă în ultimul timp. Rapurile sunt skinurile pe care pot să le pui pe armă, pe vehicule și pe itemele speciale, de obicei. Și da, cam ăsta este întreg lockerul meu. Dacă v-a plăcut acest clip și dacă ați vrea să facem unul din nou peste câțiva ani, când jocul se va schimba foarte, foarte mult și vor apărea foarte multe lucruri noi, apăsați pe butonul de like, spuneți-mi în comentarii. Eu am fost Max, iar noi, desigur, ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!